ci să aibă viață veșnică. Și acela ești tu, sunt eu, poți fi dumneata cu condiția să crezi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Și acum anunțam, fratele Corneanu va avea un mesaj din cuvântul Domnului. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, a venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, a venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 24 la versetul 27, inclusiv. Mă bucur să fiu împreună cu toți cei prezenți astăzi în acest loc și mă bucur în special pentru faptul că am văzut acești tineri care poate unii din ei au fost purtați sau ținuți măcar în brațe de mine atunci la naștere când i-a adus părinții la binecuvântare. Și astăzi aș vrea să-mi fie permis să le adresez lor și tuturor celor prezenți câteva cuvinte în ceea ce privește zidirea casei credinței. Apostolul Pavel spunea în scrierea sa către Corinteni, în prima carte, eu se lăuda și poate că asta va fi același cuvânt și pentru mine, ca un meșter zidar înțelept, spunea Apostolul Pavel. Iată deci, aș vrea să spun acestor tineri care s-a hotărât să zidească o casă, o clădire, despre care spunea Domnul nostru Iisus Hristos, că acel ce aude cuvintele mele și le face, va fi asemănat cu un om chipzuit, care și-a zidit casa pe stâncă. De fapt, ce a făcut prima dată? Constructorii își aduc aminte să fac sondaje terenului, să vadă dacă există teren tare care va rezista construcția pe el. După ce a făcut sondajele acestea, apoi începe cu fundația și așa mai departe. Aș vrea să vă spun, aceste sondaje, aceste săpături, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, din capitolul 5, versetul 39. Cercetați! Voi așa faceți! Ne spunea cărturarilor și fariseilor, cercetați Scripturile, socotiți că în ele aveți viață. Da? Tocmai ele mărturisesc despre mine. Slăviți să fie numele Domnului. Iată deci, a săpa asta înseamnă a cerceta. Eram acuzați pe vremea trecută că religia, în general, crede. Crede orbește fără să cerceteze. Că ea nu are voie să cerceteze. E adevărat. Există în perioada aceasta, în special în care trăim noi, niște oameni care nu au voie să comenteze materialul primit. Ei trebuie să creadă așa cum li se spune. Cuvântul Scripturii ne permite și în ceea ce privește lucrarea Sfântului Duh și zice când despre proroci să vorbească doi sau
și ceilalți să judece. Slăviți să fie numele Domnului. Pentru acești tineri aș vrea să ne spun după ce, în baza cuvântului Scripturii și-a format gândirea lor, credința lor, aș vrea să ne spun că trebuie să zidească pe stâncă, care este Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun o întâmplare, nu poveste, nici pildă, o întâmplare. Ce s-a petrecut la noi, la Remetea Chivarului. În satul Remecioara, dincolo de râul Lăpuș, a existat o familie de romi, cu ani în urmă, avea o căsuță, o căsuță mică, dar eu stâng, exact pe stâng. Și omul ce s-a gândit? Era greu să treacă râul Lăpuș întotdeauna ca să facă legătura cu, nu era pod, acum este pod, adevărat. Și la un moment dat s-a gândit că doar cât de bine ar fi să-și construiască o casă din coace, dar acolo lângă râu. Locul frumos, nete, în timpul verii era o minunăție, dar nu și-a dat seama ce voi face în primăvară, când vor veni ploi de gheață, când apa va fi mare, ce se va întâmpla cu clădirea mea. Și adevărat, a dus o vară, a dus o vară. În primăvară s-a apucat imediat și a făcut căsuța și a stat până spre primăvară, când zăpezile s-a topit de la munte și când apa a venit și a luat căsuța cu tot. A scăpat cu copiii și familia datorită faptului că avea o mică vărcuță care i-a salvat. E, vedeți? Aș vrea să vă spun vouă. Casa trebuie zidită pe stâncă, zidită pe credința în Iisus Hristos. De-aia înțeleptul Solomon a spus înțelepciunea și a zidit casa în capitolul 9 a cărții proverbelor și a tăiat. În traducerea engleză spune și-a procurat cei 7 stâlpi. Pentru că s-a întâmplat și dumneavoastră știți, ați auzit, numai un pic de vânt a fost aici, pe unde au inundațiile. M-am minunat. A suflat bolțarii, i-am murdat bolțarii de pe clădirile care făcea căsele pentru sinistrați. I-a suflat vânturile. Ei, vedeți ce a spus Domnul Iisus Hristos. A venit și voile, a suflat vânturile, a izbit în casă. Și voile, vânturile sunt învățături străine, care vor veni imediat și vor spune, nu e bine, ați făcut botezul, cum a zis Iisus Hristos, păi nu e bine așa, trebuie numai în numele Lui. Dar El a spus în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Și nimeni nu are permisiunea să schimbe învățătura lui Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Și asta aș vrea să vă spun, pentru că doar câteva cuvinte permiteți-mi, primul stâlp pe care trebuie să-l puneți ca să reziste acum construcție, nu numai la colțuri, ci și la mijloc ca o stâlp de beton, fier, planșeul vine prins în stâlpii ăia și ce se întâmplă? Mi-am făcut și eu o casă prima dată după ce m-am căsătorit. A crepat, că stau și eu un pic de pantă. A crepat și după aia am zis, îi fac, îi torn o grindă de cu fier beton jos. De unde am început șanturile, după aia la nivelul planșeului și apoi și sus. Și am zis, totuși, dacă se va întâmpla să se ducă, se va mișca așa, într-o parte sau în alta. Dar nu o să se rupă. Vedeți? Și voile. Sunt necazurile care vin și viața nu e așa. Tinerii, îmi place să o spun și îmi place că e așa. Ei văd viața frumoasă. Nu știm mâine ce va da peste pământ, zicea înțeleptul Solomon. Nu știm. Poate pentru credință. Așa ca în anii trecuți, mă întâlneam odată în Lideava, așteptam mașină, nu era atâtea mașini, mergeam dincolo de Somme și vine unul la mine și zice, auzi, nicădea o dată în mână. Dar de
zice, zice, mă cunoști cine sunt? Nu te cunosc. Îl știam că e de el, dar nu știam cum îl cheamă, nici ce grad are. Dar zic, de ce, domnule, noi suntem un cult recunoscut și nu ne dă autorizație dacă nu ne studia și nu. Când mi-i cădea odată în mână, zice, apoi, pentru că nu-i tot una să fii creștin, ortodox sau altul, sau să fii bocăit pentecostal. Nu e tot una. E, vedeți? Cine știe mâine? Trebuie să aveți o temerie puternică în cuvântul lui Dumnezeu și orice ar veni. Așa a spus voi în cântarea care ați cântat-o. Înapoi, noi nu vom da. Nu vom da înapoi. Orice ar veni. Doamne ajută-vă! Primul stâlp este credința. Și apostolul Pavel a definit-o atunci când a zis și credința este un credere neclintită. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Slăviți să fie numele Domnului. Și continua el și spunea, și fără credință este cu neputință să fim răbuți de Dumnezeu. Puneți acest stâlp de bază la casa care vreți să o construiți de acum, de azi. Apoi al doilea stâlp este frica de Domnul. Frica de Domnul. Avem în limbajul nostru acest cuvânt și cu noi, ăsta nu se nici teme de Dumnezeu când face lucrurile. Frica de Domnul întotdeauna să fie, pentru că ea este începutul înțelepciunii. Ea îți arată sfințenia lui Dumnezeu și te face să respecti pe Dumnezeu și dumnezeirea. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, al treilea stâlp, stăpânirea de sine. Deci, înțeleptul Solomon, cine nu-i stăpân pe sine, e ca o cetate surpată și fără ziduri. Nu știu dacă a fost careva la cetatea Chivarului. E, a mai făcut acolo intrarea. Așa. O cetate mare, te pierzi, să rămâne acolo, cu zidărie, avea zidărie de 4 metri, grosimea păretelui, ca dacă va fi atacat să nu poată să-l spargă, și ușile toate mascate în laturi, că dacă s-ar întâmpla ceva, să nu poată să găsească, să intre și așa mai departe. Dar știți ce valoare are pentru că e surpată? E ce valoare? Pe ea a crescut spin și mărăcini, n-are nicio valoare. Cine nu-i stăpân pe sine, ce spune omenirea? Îmi place, îmi place, cred în Scriptură, cred în Cuvântul lui Dumnezeu, mă tem de Dumnezeu. Deja, nu pot, nu mă pot stăpâne. Nu pot să nu beau, nu pot să nu jur, sunt nervos. Nu pot să nu fumez? Nu pot! Păi nu ai stăpânirea de sine! Știi ce valoare ai? Ca o cetate surpată și fără ziduri! Să nu fiți așa! Să aveți stâlpul acesta! Stăpânirea de sine! Orice s-ar întâmpla! Noi cu Hristos înainte! Slăviți să fie numele Domnului! Apoi avem al patrulea stâlp! Este pocăința! Orice am vrea să spunem, dacă o punem la început, nu durează mult. A, păi ne pocăim, gata, ne pocăim. Bă, dar tu știi ce înseamnă pocăința asta, drumul asta? Bă, tu, păi, am văzut și pe vecinul, că și el s-a pocăit și... Bă, îmi place, băi, ăștia sunt oameni cinstiți. Fac și eu. No. După ce ai pus acești stâlpi de bază, apoi vii la pocăință, care înseamnă, pentru că tu o să-ți dai seama că trebuie să te întorci la Dumnezeu. Iată deci, nu merge, pentru că unii spun, eu rămân în credința părinților mei, știți ce am moștenit noi de la părinții noștri? Ne spune apostolul Petru, un fel de șert de vețuire. Și vreau, chiar vreau să trăiesc într-un fel de șert de vețuire? Nu vreau. Eu aș vrea ceva pentru că ne apropiem de împărăția lui
nădejdea. Într-un moment dat, s-a apropiat Petru, după o discuție pe care o avuse Domnul nostru Iisus Hristos cu un tânăr, care ar fi vrut să aibă viață veșnică. Și Domnul îi spune că el trebuie să părăsească tot. Nu a putut să părăsească tot și a plecat întristat de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul Iisus i-a spus, cu greu vor intra ăștia, în special ăștia ce au mari bogății, cu greu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Noi am lăsat tot. Vom intra în onoare. Vom avea noi ceva. Dar uitați ce spune profetul Isaia, poreclit evanghelistul Vechiului Testament, în capitolul 49 și versetul 19. Eu, zice Domnul, n-am vorbit într-un colț în chip întunecos. Nici n-am zis casei lui Iacob, căutați-mă în zadar. Auziți? Nu uitați. Păstrați în memoria voastră Dumnezeu. Nu vă cheamă în zadar. Să aveți nădejde aceasta în voi. Că asta însoțește credința, o puternică încredințare. Nădejdea aceasta care vă face întotdeauna să nădăjduim. Nu, nu știm, nu vedem. Pentru că Apostolul Ioan în prima carte a sa, în epistolă la capitolul 3, ne spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii al lui Dumnezeu. Și suntem, fraților, suntem! Zicea Ioan, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe Iisus Hristos. Fraților, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este, slăvit să fie numele Lui. Asta trebuie să vă însoțească în mersul vostru. Apoi, mai avem doi stâlpi, unde îi plasăm? O să îi plasăm mai în față. Și al șaselea stâlp este dragoste. Apostolul Pavel în Proseni, în capitolul 3, a zis, îmbrăcați-vă cu dragostea, care legătura desăvârșirii și tot ce faceți, să faceți din dragoste. Drumul acesta al vostru, vedeți, la maturitate. Dacă a avut, a îmbrățișat credința părinților. Dacă nu, da. Și aș vrea să vă spun, nu e târziu nici acum. Dacă nu ar vrea, când va trebui să intre în baptisteră, ei pot să spună, eu că am dat-o numărul, un pas înapoi, nu e nicio problemă. Pentru că nu se moștenește credința de la părinți. Credința, uitați ce spune Apostolul Pavel, nu prin fapte îi mântuirea. Pentru că să nu se laude nimeni. Ea vine de la Dumnezeu prin credință. Prin har ați fost mântuiți și prin credință. Și asta nu vine de la voi. Este darul lui Dumnezeu. Mai avem un stâlp. Hai să-l plasăm și cu asta. Și cu asta vă las cu Dumnezeu pe drumul acesta. Și anume, depunerea de mărturie. Nu uitați, pe mărturisire cu gura și prin credință din inimă se ajunge la mântuire, la mântuire. Sunteți datori, indiferent unde veți fi, să depuneți mărturie despre credința care o aveți. Să nu vă fie rușine la servicii, chiar dacă în alte țări. Depuneți mărturie pentru Iisus Hristos și El o să vă ajute în mersul vostru și o să vă dăruiască cu ce are El mai scump, viața veșnică. Și eu vă doresc din nimic. Și nu numai vouă, și așa cum spune Apostolul Pavel, tuturor celor ce vor fi iubit
venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin.